7 milioane, aproape 8 milioane de euro, stație, sursă de apă nouă și stație de tratare. Rețele de distribuție de 14 km de apă noi. Rețele de canalizare noi de 32 de km. În total, spuneam 44 de milioane de euro. Dar ceea ce este foarte important este acest grafic. Este graficul de realizare a activităților pe care l-am propus, pe care l-am introdus în masterplanul județului Bacău și care, dacă vă uitați cu atenție, se întinde pe o perioadă foarte scurtă pentru asemenea lucrări și deja din acest grafic deja s-au făcut, graficul este în curs de execuție. Elaborarea documentației de atribuire a contractului de consultanță deja s-a făcut. A început activitatea legală de achiziționare a consultanței. Apoi, foarte rapid, din 1 octombrie, de la 1 octombrie, începe elaborarea proiectului și, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm că în februarie să băgăm buldozerele, excavatoare, să începem lucrările. Vreau să vă spun cu toată răspunderea, sunt un om cu expertiză în acest domeniu, vă rog să consultați experți, ca și timp este un grafic record de execuție, de implementare a unor investiții de asemenea valoare. Aceasta arată seriozitatea companiei noastre. Aș vrea să subliniez că respectul nostru față de cetățenii municipiului Ionești înseamnă un program de furnizare a serviciului timp de 24 de ore pe zi, o apă de calitate, un preț mai mic cu 1 leu și 9 bani care va fi menținut până la 1 ianuarie 2019 și un program de investiții pe care vi l-am prezentat. Acest program de investiții se face din bani europeni. În paralel, Raja investește milioane de euro în reparații, în contorizare, în reabilitare sistemul de apă de la Cuciur și în alte domenii pe care vi le voi prezenta detaliat. În 35 de zile, compania noastră a dovedit că este o companie foarte puternică, o companie performantă, atât ca nivel managerial, cât și ca execuție tehnică, o companie cu care orașul municipiul Onești se va putea mândri. Noi avem un respect deosebit față de oneșteni, nu-i vom dezamăgi, îi rugăm ca în continuare să ne acorde tot sprijinul când se vor confrunta cu neplăcerea de a avea lângă bloc, lângă locuință, o intervenție în carosabil, dar nu se poate, vedeți care este starea sistemului de apă și de canalizare. Acționăm cu echipe multe, sunt detașați oameni de la Constanța, încercăm să introducem mărit pe salariații de la Onești, cu siguranță succesul va fi de partea noastră. Vorbim de pierdere economică, 20%, 20% din apa care se pompa pe ceștia el. Nu vrem să fie bine așa, vine la acasă, așa, se pătrează, nu vrem să fie bine așa, nu vrem să vorba. Asta primitul de primitul de acasă. Cu respect, domnul primar, ce faceți? Doar nu știu. Și repet, sistemul public de apă și canalizare este domeniul public al statului și este proprietatea municipiului Onești. Și în legea 213 a proprietății publice se spune așa. Domeniul public al statului este inalienabil, insesizabil și imprescriptibil. Nu poate nimeni să ia țeava de la Onești să o ducă la Constanța. Dimpotrivă, ni l-ați dat în administrare ca să-l reparăm, să-l modernizăm, să facem investiții de zeci de milioane de euro, astfel încât în final cetățeanul, care nu are nicio vină, să beneficieze de un serviciu corespunzător secolului 21. Nu este nici o mare să ne batem cu pumnul în piept, domne, dăm apă 24 de ore pe zi, dar nu trebuie să fie 24 de ore pe zi apa? Păi dacă apa nu e 24 de ore, apa este la originea tuturor activităților omenești. Ca și aerul. Ca și aerul. Dacă apa și aerul le dăm cu porția, mai bine... Nu mai dăm. Nu mai dăm. Da. Eu aș vrea să... ne hămâm cu toții la drumul ăsta. Din partea dumneavoastră nu vreau decât
să ne acordați puțin înțelegere când orașul are de suferit. Că mai spargem o stradă, dar n-avem ce face. Le spargem, le reparăm. Am preluat toți salariații, niciun salariat nu a rămas neangajat. Chiar vrem să căpătăm, cum să vă spun, mutație pe Onești. Vrem să ne facem, eu îmi fac mutație pe Onești. Aș fi încântat, nu pretind niciun fel de, Doamne ferește, de premiere material. Dar aș fi încântat ca după 2 ani de zile, când toate astea vor fi realizate, nu dacă vor fi realizate, când toate astea vor fi realizate, să fiu invitat la Consiliul Municipal și să spun, domnule, te declarăm cetățean de onoare. Nu vreau drepturi, nu vreau scutiri de impozite, nu vreau teren sau ce s-o da la Onești pentru cetățenii de onoare, dar aș merita, să știți, pentru că toate le fac cu suflet. În 35 de zile de când suntem aici, am venit de 10 ore aici. Și am venit seara la 6, mi-am adunat oamenii și am ținut în ședință până la 12 noaptea. N-ați fi vrut să participați la asemenea ședințe și noaptea la 5 plecam în la Constanța sau la București. Așa am făcut toate astea. Și așa le vom face în continuare. Oamenii ăștia, nu știu ce-i sâmbăta și duminica, vă rog să... Și dacă... Cred că i-ați văzut bun, și sâmbăta și duminica. Este? Și după ora 18, da. Și după ora 18, da? Da. Nu știu. Dar altfel nu se poate face. Pentru că dezastrul era prea mare. Un laborator a unei companii de apă în secolul 21. În toată compania noastră, laboratoarele așa arată. Acum arată așa și la Onești. Tot ce vedeți dumneavoastră aici era o ruină. Ați văzut-o acolo pe panou, creșteau copaci pe ea. Creșteau copaci pe ea. Și această ruină deja jumătate este reabilitată. A căpătat altă față. Și partea aceasta este partea de laborator. Direcția de Sănătate Publică a Județului Ivantou ne monitorizează 24 de ore pe zi și așa este normal să fie. Când zic că pentru 35 de zile faptul că am rezolvat partea de calitate a apei este deosebit de important. Aici unde sunt sursele de apă ale sursa de apă, unde sunt rezervoarele de apă ale municipiului Orești, o zonă care se numește zonă de protecție sanitară severă, era o zonă practic fără împrejmuire, o zonă unde putea să intre oricine, și mă gândesc astăzi când terorismul amenință pe tot globul, și noi suntem o țară care suntem vizată, suntem un parteneriat strategic cu aliații noștri americani. Când terorismul este în expansiune, era greu să vină cineva cu o punguță, nu mai mult, o sticuță de o travă, să o arunce într-un rezervor. Nu știa nimeni cine intră, cine iese. Acum, după cum vedeți, este totul împrejmuit. E făcut un sistem de iluminat perimetral. S-au montat camere de luat vedere în infraroșu și termoviziune. S-au făcut, este pază militarizată. Sunt registre de acces. Nu mai intră aici cine vrea și cine nu vrea. Eu nu pot să intru aici, nu poate să intre nici domnul primar. Aici intră doar salariați. Și dacă este cazul, să facem procedură ca la centrala atomică și intru și eu cu domnul secretar și cu domnul primar. Dar nu intră fiecare cum vrea. Și se știe în orice moment cine sunt cetățenii care au fost aici în prime 30 de zile. Pentru că așa e normal să fie. Fără ăsta la gât și fără acest card care este personalizat, nu pătrunde nimeni în zonele... Acest card magnetic. Acest card magnetic, care e personalizat pe amprenta și pe datele biometrice ale doamnei, așa se intră în această zonă. Eu n-am card aici, asta e, ca să mă pun așa spune. Ia uitați. Și altceva am văzut să intre. Sunt mai bani cu soarele decât le vedeți la voi, pentru că trebuie să fie identificate pe camera de la distanță. Dacă nu are intrusul cu bandă roșie, înseamnă că este un intrus în zona de protecție și atunci se vor lua măsuri de îndepărtare de urgență din acea zonă. Consemnul pazii este foarte strict. Cei de la presă, poliții, vreau mai devreme să mergem în zona aceea, zis să-i cerem șefului de pază aprobare, ne dă aprobarea și avea formă ne însoțește în zona respectivă și nici acolo... Acum, când oprește apa să repare o țeavă, între ei furnizarea, atrânează mizeria. Noi o să băgăm zeci de kilometri de conducte, noi nouțe.
Încercăm reparăm ca să ținem în viață sistemul. Știți ce nu dă? N-am văzut așa ceva, aveți cuvântul meu de la. Eu nu vreau să zic și n-am nu permis să zic nimic despre operatorul privat care a fost până în decembrie am trecut. Nu-mi permis, nu știu ce s-a întâmplat. Motivul e sigur. Mentenanța sistemului n-a făcut-o. Urma dacă tragi, ca de o mașină sau de, iertați-mă, de o vacă, dacă tragi, de ea și nu mai ai un ulei, mi-simt cureaua de distribuție, nu umbli la, nu se poate, setul motor, nu s-a făcut nimic. Am avut o avarie zilele trecute, avarii s-au făcut, fac zile, 5, 6, 7, nu avariile, cum să vă spun dumneavoastră, care se întâmplă și nu mai curge apa, nu, pe care le căutăm noi, cu mijloace foarte moderne le căutăm, ați văzut cu ce mijloace le căutăm, zilnic, nu putem să reparăm mai multe. Ar trebui să facem tot orașul și să vă oprim apa. Nu se poate așa. Și vă spuneam, zile trecute am făcut o avarie. Ne-am propus să schimbăm 6 metri de seapă. Am schimbat 6 metri de seapă, când stăm drumul, s-a spart 3 metri mai la dat. Am mai schimbat 15 metri de seapă, am mai schimbat 14 metri de seapă, când am ajuns la 35 de metri de seapă, n-am mai avut seapă. Că nu... Așa. Du-te... Cheamă-i pe aia de la... Dede-mă, de acasă, ai venit, de-aia ne știu că sunt clienți serioși, că plătim pe loc. 110 metri de țeavă am schimbat în 48 de ore. Că nu s-a mai... Eu mă mir cum de mai mergea sistemul de-aia. A fost cuvântul meu, doar. E o minune cum mai mergea sistemul de-aia. Dacă dumneavoastră Consiliul Local Municipal, nu luați inițiativa să faceți o procedură de achiziție, să chemați companii competente, să selectați una din ele, nu trebuie să vara asta cu sistemul ăsta de că ăla este, să știți. Dar ăla este, cum să vă spun, tot este așa. Tot este așa, aveți cuvântul meu donat. Tot este așa. Și tot va fi schimbat. Avem ambiția să facem din municipiul Onești cel mai modern municipiu din Europa Centrală și de Est, așa ne spune nou la fostă Europa Comunistă. Cel mai modern municipiu din Europa Centrală și de Est, din punct de vedere al calității apei, asigurării canalizării și epurării. Că practic asta de orașul Onești nu are epurare. Vreau să vă spun că noi am semnat un tratat, noi România, am semnat un tratat de aderare la Uniunea Europeană. În tratatul de aderare sunt mai multe capitole. Țineți minte? S-a negociat capitolul, s-a închis capitolul cu agricultura, s-a închis capitolul cu sănătatea, s-a închis capitolul cu... Țineți minte, capitolele. E un capitol de mediu. Singurul capitol cu termene de conformare și cu amenzi este capitolul de mediu. Dacă suntem ghinioniști și nu vrem autostrăzi, treaba noastră. Nu vrem autostrăzi. Nu se supără aia când ne dau bani. Dacă nu vrem să facem spitale, nu vrem să facem spitale. Treaba noastră. Dar la capitolul de mediu nu ne iartă. Pentru că le poluăm Europa. Și aici nu ne iartă. Și orașul Onești avea toate șansele să intre în procedură de infringement România pentru orașul Onești. Și atenție! Toate localitățile mai mari de 2000 de cetățeni scrie în tratatul de aderare. La Consiliul Local, la primărie, vor primi adrese de la Ministerul de Mediu, la Ministerul de Fonduri Europene. Toate localitățile mai mari de 2000 de cetățeni. Ne încadrăm? Ne încadrăm. Trebuie ca până la 31 decembrie 2018, probabil că se va mai da un an. Că ne-au mai dat. Mereu ne-au mai dat cât un an, un an jumătate. Să aibă apă toți cetățenii, să aibă canalizare toți cetățenii și orașul să aibă o stație de epurare modernă cu 4 trepte de epurare. 4 trepte de epurare înseamnă prima dată treapta mecanică. Ultima treaptă este treapta terțiară care scoate metalele grele din apă. Aia asigură sănătatea populației. La Constanța, apa pe care o scoatem în final, vă dau cuvântul meu de onoare, există așa o reținere, dar poate fi băut, să știți. Noi vrem să facem stația de epurare și cu a cincea treaptă, treapta cu ultraviolet. Este cea mai modernă tehnologie și practic atunci apa este apă de băut și de îmbeat. E, dacă orașul Onești nu va avea această stație de epurare până la 31 decembrie 2018, hai să zicem 2019, cred că ni se va da un an în plus, orașul Onești va plăti o amendă zilnică, 365 de zile pe an, până la conformare cu fonduri proprii, adică până își face stația de epurare,
Și amenda zilnică este în funcție de mărimea localității, o comună sau un mare municipiu. Oneștiu e undeva, pe la mijloc. O amendă între 3.400 de euro și 130.000 de euro zilnică. Păi își permitea orașul Onești să facă așa ceva? Doi, orașul Onești a delegat serviciul de apă și canalizare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de la 1 iunie, orașul Onești nu mai cheltuiește niciun leu din bugetul său pentru apă, pentru rețeaua de apă și canalizare. Dacă până la 1 iunie s-a chinuit eroic Consiliul Local ca să țină serviciul în funcțiune, de la 1 iunie serviciul este în sarcina noastră, noi nu luăm niciun ban de la oraș. Pentru serviciul ăsta, dragi ziariști, orașul Onești nu-i plătește niciun nou oraș. Orașul Onești nu-i plătește niciun nou oraș. Și am venit cu un program foarte concret și pe care l-am elaborat în deplină cunoștință de cauză. Am asigurat apa 24 de ore de-a doua zi. Am prețul pe care îl asigurăm până la 31 decembrie 2018. 1 ianuarie 2019. Este mai mic 1 leu și 9 bani decât prețul dumneavoastră. Și am început să facem și facem toate astea. E rău? Eu zic că nu e rău. Vrem în continuare tot sprijinul dumneavoastră. În ce sens? În sensul că dorim ca cetățenii să fie informați și să ne acorde înțelegerea minimă pentru disconfortul pe care îl vom crea, să pun străzi, reparăm străzi. Asta e, deocamdată, oaia de nu se poate cu apa și canalizare. Poate după ce vom fi noi, pe mine poți, nu știu, putem. Afară o să discutăm despre programul de investiții. V-am adus acolo un grafic. Vreau să vă asigur că este recordul recordurilor pentru implementarea unui asemenea program. Vreau să știți că până la 1 iunie 2017, în master planul județului Bacău, eu sunt foarte responsabil despre vorbele pe care le rostesc. În master planul domnului primar, master planul județului Bacău, la apă și canalizare, despre unde era o propoziție. Propoziția înseamnă propoziție, nu frază. Adică nu era nimic. Am discutat împreună cu dumneavoastră, ați aprobat în ședința de Consiliu Local lista de investiții, am mers la autoritățile județene, am oprit consultantul din lucrare și am introdus tot ce vedeți dumneavoastră acolo pe panou, sunt astăzi din masterplanul de Bacău. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că vom primi vreun leu ca să le facem. Dar nu poți să începi un proiect, o aplicație europeană, dacă nu depui fila din masterplan în care sunt prevăzute. Masterplanul e o diagnoză. Ce are nevoie județul Bacău? Păi linie de apă și canalizare. Și pentru la dumneavoastră nu mai aveați nevoie de nimic. Erați rezolvați integral cu toate. Aș vrea să vă mulțumesc din suflet, stimați consilieri, doamnelor și domnilor consilieri municipali, domnule primar, pentru că ați avut încredere și ne-ați ales. Eu nu vreau să vă spun că nu veți fi dezamăgiți. Veți fi foarte mulțumiți de serviciile pe care operatorul Raja Constanța le va face în municipiul Onești. Foarte mulțumiți. Ne vom ține și cât vom trăi unitățile, ne vom ține de cuvânt, unitățile școlare, unitățile de cult, indiferent de cult, vor primi apa gratuit ca un semn de respect din partea noastră pentru cetățenii municipiului Onești. O să vă invit în cort să vedem un film cu ceea ce s-a întâmplat. Un film foarte scurt. 8 minute. Ceea ce s-a întâmplat în orașul nostru de la 1 iunie. Sunt lucruri care unele vizează penalul. Se fura apă la greu, să știți. Erau conductele și sunt nenorocite, dar și furturile erau sport local. Dacă Nadia Comuneș s-a născut aici, puteți să vă dați una de Comuneș la furturi de apă. I-a dat sport municipal de masă. Și pe urmă să comentăm, o să vă prezentăm în detaliu și să comentăm investițiile europene care deja se execută. Suntem în faza în care acum este licitația pentru consultanță. Am făcut gaitul de sarcini pentru consultanță, am avut nevoie ca să facem gaitul de sarcini de acele investiții. Acum va fi licitația pentru consultanță și vreau să vă spun că în februarie veți vedea buldozerele lucrând la investițiile în municipiul Onești.
există, va fi tot timpul o transparență totală. V-am adresat rugămintea respectoasă să facem o comisie comună care să certifice aceste lucrări care le facem, să le certifice. Municipiul Onești nu va da niciun bănuț. Niciun bănuț pentru ele. Vorbim despre faptul că există curți de conturi, există inspecție economică financiară de stat și noi nu le putem valida în planurile noastre de investiții, de cheltuieli, dacă nu sunt certificate. Transparența trebuie să fie totală, din partea noastră este. Ce doriți să vedeți? Veniți, vedeți, măsurați. E adevărat că ritmul nostru este foarte, foarte intens, dar trebuie să lucrăm, să respectăm și legislația națională în domeniu. Asta sună așa ceva, nu puteți voi măsura, că pot eu construi. Cam așa, cam așa. Domnul Ivar, dacă am vorbit prea mult în nu, eu să vorbesc după ce vedem toate, cred că așa este normal. Încep prin a mulțumi și a ura bun venit tuturor primarilor invitați de către dumneavoastră. Vă mărturisesc că astăzi am calitate de invitat aici. Chiar dacă suntem în casa noastră a tuturor celor din Onești, am calitate de invitat și eu întotdeauna respect regulile și legile. Așadar, bun venit domnilor primari. Vă mulțumesc frumos eu în numele Consiliului Local pentru că ați venit și aștept cu nerăbdare să văd ceea ce ați promis că faceți, după care voi lua și eu cuvântul. Este anormal ca în secolul 21 cea mai importantă utilitate publică să fie furnizată cu program. De aceea, în momentul zero al sosirii noastre la Onești, am început furnizarea apei potabile în regim permanent, 24 de ore pe zi, pentru toți cetățenii și, bineînțeles, pentru agenții economici. În spatele gestului banal de a deschide un robinet cu apă, e o poveste lungă și complicată. Facem cunoștință în cele ce urmează cu cel mai mare operator regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate. Raja Constanța este primul operator care a primit licența de operare clasa 1 pe o perioadă de 5 ani. Are un acționariat format din 34 de consilii locale și județene, deservește peste 3 milioane de locuitori din județele Constanța, Ialomița, Ilfov, Călăraș, Dâmbovița, Brașov, Prahova și, de la 1 iunie, județul Bacău, mai exact, Onești. Pe litoralul Mării Negre, timpul sezonului estival, are peste 4 milioane de beneficiari. Raja se bucură de recunoaștere oficială la Bruxelles și este membru cu drepturi depline în Asociația Internațională a Apei. Pentru echipa de conducere, misiunea Onești este una dificilă, dar constituie o provocare acceptată și o ambiție de a face din Onești un oraș model în ce privește calitatea serviciilor și, nu în ultimul rând, prețul acestora. Obiectivul nostru este să facem un serviciu de calitate, la un preț care să poată fi suportat de cetățeni. De aceea, tot începând cu data de 1 iunie, prețul serviciilor de apă, canalizare și epurare în municipiul Onești, cumulat, a scăzut cu 1 leu și 9 bani. Pentru aceasta, un pas hotărător pe care Oneștiul a făcut a fost alegerea unui operator regional. Constanța a ajuns la Onești în urma unei achiziții publice, selecție de ofertă, și a fost selectat ca operatorul apreciat capabil să modernizeze sistemul, să presteze un serviciu de calitate. Asta este condiție prioritară pentru accesarea fondurilor europene, ca și modalitate de modernizare, de dezvoltare a sistemului. Sistemul de apă și canalizare, pentru a fi modernizat, a fi dezvoltat, necesită fonduri uriașe. Și nici o unitate administrativă teritorială și chiar nici operatori puternici nu sunt capabili, nu au disponibilități financiare pentru a dezvolta sistemul care există, de exemplu, la Onești. Pentru aceasta, unitatea administrativă teritorială trebuie să facă parte dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară și să aibă un operator puternic care să facă față sarcinilor, nevoilor unei comunități. Așa a ajuns Raja la Onești și ca prioritate fixată, pe lângă prestarea serviciului 24/24 apă de calitate și curățirea apei uzate, a trecut imediat la dezvoltarea unui proiect de modernizare a sistemului de dezvoltare, de extindere
pentru a se ajunge la dezideratul ca 100% din populație să aibă apă curată, apă potabilă și să beneficieze de o tratare într-o stație de epurare modernă. De asemenea, trebuie reabilitate conductele care, afară ați văzut în ce stadiu sunt. Mi s-au prezentat câteva situații de avarii. Domnul director Nan, director coordonator al centrelor zonale, știe, numai dânsul știe cum menține sistemul în funcțiune să vă poată presta serviciul permanent, continuu, cu apă de calitate. În acest sens, noi am trecut la un program investițional care să ne permită atât accesarea fondurilor, cât și derularea investițiilor în prezenta perioadă de programare pe programul operațional Infrastructură Mare. Cu sprijinul consultantului județului Bacău și cu sprijinul autorității de management din cadrul Ministerului Finanțelor, noi am trecut imediat la elaborarea acestui program de finanțare, care va cuprinde în principal investiții prioritare, o listă de investiții prioritare, a căror valoare estimată este în jur de 44 de milioane de euro. Aceste investiții sunt pe alimentare cu apă. Ați văzut ce greutăți avem din punct de vedere al asigurării 24 din 24 a apei potabile. Avem orașul Onești, are o singură aducțiune, o conductă care alimentează orașul, o conductă cu probleme din punct de vedere al stării tehnice, cu avarii dese, care normal întrerupe furnizarea apei de la ore chiar la și zile. De curând a fost o avarie care, în care Raja a trebuit să se implice pentru a scurta timpul de remedierea defecțiunii pentru a asigura oneștenilor apă. Pentru asta trebuie o sursă de alimentare cu apă alternativă. Oricând, când ai depins de o singură conductă, oricând se poate întâmpla o avarie, mai mică sau mai mare, care creează cel puțin disconfortul, dacă nu lipsa de apă. Și vorba de în regim de urgență să identificăm, să dezvoltăm, să construim, să asigurăm o sursă alternativă de apă și ne-am propus o sursă nouă de apă cu stație de tratare ca să asigurăm, indiferent de situație, apă continuă și de bună calitate. Va fi o sursă de apă cu stația care asigură 140 de litri pe secundă, o investiție la circa 7.698.000 de euro. Asta este prioritatea pentru a asigura apa continuă. A doua investiție va fi reabilitarea rezervoarelor de înmagazinare. Aici, pe dealul Cuciuri, este zona unde sunt depozitele de apă. Din sursa de apă vin și orice operator trebuie să aibă depozitele de apă asigurate, pline, cu apă de calitate, tratate ca să fie bune pentru consumul uman. Bazinele care sunt aici, le-ați văzut, avem afară și documentarea lor în stare inițială, cu tot felul de probleme din punct de vedere al igienei sanitare cea mai elementare. Pentru aceasta sunt trei rezervoare de câte 10 metri cubi de apă, 10.000 de metri cubi, și patru rezervoare de 1.000 de metri cubi, trebuie să reabilitate, curățate, făcute, date consumului în condițiile cele mai bune. Va fi o investiție de circa 1.600.000 de euro. În continuare, și subliniez, va fi o abordare a întregului program investițional ca listă prioritară de investiții. Am avut discuții astăzi cu consultantul județului Bacău și s-a pus problema cum vor fi tratate aceste investiții, care e prioritatea lor. Ne-am înțeles cu toții și cu reprezentanții Ministerului Mediului
Ministerului Fondurilor Europene, că toate sunt de aceeași importanță și vor fi abordate simultan. Ulterior să vă și explic. După aceste rezervoare, în aceeași ordine, este sectorizarea rețelei de distribuție a apei. Este vorba de o multitudine de probleme create datorită presiunii. Nu este un sistem cu o tehnologie controlată, cu o tehnologie modernă. Apa cade sub presiune, sunt zone în care presiunea apei de conduct ajunge la aproape 8 bari. Asta creează mari probleme. Conductele slabe cedează, pleznesc, avarii tot timpul, pierderi de apă și populația fără a beneficia continuu de apă potabilă. De aceea trebuie sunt zone unde trebuie redusă presiunea apei ca să meargă în condiții normale, din punct de vedere tehnic, și operatorul să poată să presteze serviciu în condiții de siguranță. Și atunci se reduce presiunea în zonele acestea și se controlează mult mai bine pierderile, dar se va dezvolta o altă investiție ca acolo unde sunt clădiri înalte să se asigure presiunea până la ultimul etaj, să aibă ca și cel de la parter. Și atunci vor fi acele hidrofoare pe care le știm cu toții mai pe românește, care vor ridica presiunea în blocuri să ajungă apa fiecare să beneficieze în aceleași condiții. Vor fi două investiții pe cele de sectorizare, vor fi cam 110 km de rețele sectorizate și 31 de obiective unde va fi asigurată apa în condiții de aceeași presiune și debit. Investiții la 1.150.000.000 de mii de euro și respectiv cele cu hidrofoarele 1.300.000 de euro. În paralel se merge cu reabilitarea rețelelor de apă. Ați văzut că rețelele sunt fier, azbociment, improprii sănătății umane și mai ales de foarte mulți ani, 50 de ani sau cât ori avea, 60, cum, de când or fi băgate în pământ, numai pământul mai ține apa, dar 80% din ea se scurge și numai 20% beneficiază populația, în condițiile în care a beneficiat până acum. Noi încercăm să reabilităm cât se poate mai mult, sunt cam 13 km de conductă care va fi reabilitată, scoasă, înlocuită cu materiale moderne care asigură și presiunea și calitatea apei și tot ce trebuie la nivelul secolului 21. Aici este am abordat investițiile în sistemul de alimentare cu apă în Oanești. Sunt investiții care în mod sigur vor asigura o calitate a apei și un serviciu va permite și operatorului să presteze un serviciu și în condiții de satisfacție pentru populație, dar și cu cheltuieli mai puține. În continuare am abordat în programul investițional alimentar sistemul de canalizare. Ați văzut sistemul de canalizare trebuie să ajungă până în anul 2018-2020 programul de finanțare pe investiții mari trebuie să ajungă la nivelul ca fiecare cetățean să beneficieze de acest serviciu și municipiul, orașul, întreaga comunitate să beneficieze de epurare, tratarea apelor uzate într-o stație de epurare. Este condiție impusă de Comisia Europeană prin directivele pe canalizare ca toate localitățile, peste 2000 de locuitori, să fie racordate la o stație de epurare modernă. În acest mod sunt protejate atât condițiile de mediu, cât și sănătatea populației. În această zonă noi ne-am gândit la dezvoltarea unui program investițional care să prevadă stația de epurare, inclusiv treaptă terțiară. Într-o stație de epurare acum este
necesare pe lângă eliminarea substanțelor nocive, toxice și a fosforului. Aici aveți și industrie, nu e cum o știam, dar este industrie și trebuie să avem în vedere metale grele și alte substanțe care trebuie. Deci va fi o stație modernă, inclusiv treapta terțiară, care să elimine orice substanțe care ar dăuna sănătății populației și mediului. Apa e curată, să poată fi deversată în emisar. Aici avem protușul, avem râurile, pentru a se asigura valorificarea apei tip cascadă. Cei de la Aval de Onești să folosească apa pe care dumneavoastră o aruncați. Să treacă din nou într-un sistem de tratare, să devină potabilă și să poată să o consume și așa până la mare, la Marea Cea Mare, să meargă în cascadă apa să fie folosită de toată populația. Va fi o investiție care de dimensiunea a 65.000 de locuitori populației echivalentă, la o valoare de 17.400.000 de euro. În paralel se va merge cu extinderea rețelei de canalizare menajeră, la ce avem acum, să putem să corectăm apa uzată de la întreaga populație, sistem de canalizare pe circa 31 de kilometri la o valoare de 7.900.000 de euro. Și trebuie să revedem și sistemul de canalizare existent, reabilitarea lui pe 3 kilometri, au fost identificați ca necesitate de către noi prin studiile efectuate până în prezent, la o valoare de 1.200.000 de euro. Sunt lucrări care vor permite atât operatorului să presteze un serviciu de calitate, cât și locuitorilor oneșteni să beneficieze de un serviciu de calitate în ceea ce privește protecția mediului, a sănătății fiecăruia. Deci acestea sunt investiții care au fost prinse într-un program investițional cu activități care, conform legii, a acordului cu Comisia Europeană, a ghidului solicitantului, este acord între Comisia Europeană și Guvernul României, vor fi derulate pe termene minimale, cu eforturi să reducem cât se poate în cadrul prevăzut legal timpul de implementare și punere în funcțiune. Deci sunt investiții la circa 44 de milioane euro. Este o cifră estimativă care a fost evaluată ca fiind necesară și am trecut deja la procedura de elaborare a aplicației. În primul rând, noi am avut în vedere organizarea activităților ca să atingem un termen țintă și un obiectiv în ceea ce privește când se pune în funcțiune, când oneștenii vor beneficia de un sistem modern de apă, de canalizare. Acest grafic de realizare, de derulare a activităților propuse se întinde din luna iunie, imediat după ce am preluat serviciul, și până în noiembrie 2019 suntem în perioada de programare, în termen de programare a programului operațional infrastructură mare, care este 2014-2020. Perioada în care vor fi acordate fondurile pentru dezvoltarea investițiilor. În acest sens, am procedat la elaborarea, după pentru a face o aplicație, ne trebuie o companie specializată în astfel de activități, companie care trebuie achiziționată. Am spus și anterior, sunt termene legale pe care le trebuie să le respectăm pentru fiecare activitate. Noi mergând la termenul limită. Limită, a fost, limită la minim. La minim, da. A fost elaborată deja, deci a fost stabilită elaborarea documentației de atribuirea contractului de consultanță, cel care va face aplicația.
pentru cererea de finanțare. Cu studiul de fezabilitate, documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări, tot ce ține de dezvoltarea proiectului. Deja această documentație de atribuire a contractului de consultanță a fost întocmită. Vinerea cea trecut am transmis-o la SEAP, e structura electronică care trebuie să o evalueze și să procedăm după aceea la procedura efectivă. Dacă îmi permiteți, domnul director, poate să spună că dacă accesați sistemul electronic de achiziții publice SEAP-ul, o puteți vedea deja pe SEAP. Da, și toți cei interesați, bineînțeles că această documentație scoasă pe SEAP va fi consultantă de toți consultanții din România și din străinătate și vom avea oferte în ceea ce privește prestarea acestui serviciu de elaborarea documentației a aplicației pentru cererea de finanțare. Avem termen ca din luna iulie deja să trecem la procedura de achiziție a consultantului. E termenul limită minim de achiziție. În septembrie consultanța va începe elaborarea aplicației. Este o perioadă minimă de 6 luni necesară pentru elaborarea aplicației. În cerințele autorității contractante, a operatorului noastră, vor sta și aceste termene ca nevoie a dezvoltării cât se poate de repede a investițiilor ca să putem să asumim să fim beneficiarii fondurilor europene și a guvernului și așa mai departe. Asta înseamnă că în luna aprilie deja avem o aplicație pe care putem să o promovăm pentru aprobare, semnarea contractului de finanțare către Ministerul Fondurilor Europene. Am spus că încercăm să diminuăm cât se poate de mult timpul de a se ajunge la punerea în funcțiune a unui sistem modern, sens în care, imediat cum consultantul va elabora documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări, nu așteptăm să semnăm contractul de finanțare. Vom scoate imediat la achiziție contracte de lucrări ca să demarăm cât se poate de repede execuția investițiilor. Aici, operatorul Raja a înțeles nevoia și face un efort deosebit, finanțează aceste lucrări imediat cum este posibil să înceapă lucrările, finanțează lucrările ca să se execute, să fie puse în funcțiune, urmând ca banii investiți să fie ulterior recuperați prin cererile de rambursare din banii de proiect. Asta înseamnă că începând cu luna februarie, aprilie, martie, februarie, așa deja se trece la atribuirea contractului de lucrări, respectiv la executarea lucrărilor de investiții. Lucrări de investiții care încep să fie puse în funcțiune, în funcție de dimensiune, sunt cum e stația de epurare, se atribuie contractul și proiectarea și execuția și atunci vor începe lucrările mai târziu. Va fi pusă mai târziu în funcțiune. La lucrările de rețele este fidic roșu, deja este cu proiect tehnic cu tot, imediat se intră în execuție. Vor termina mai repede și de aceea o parte din ele vor fi puse în funcțiune mai devreme. Dar cert este că la sfârșitul lunii noiembrie, în decembrie 2019, sistemul de investiții dezvoltat prin acest program va fi pus în funcțiune. Asta înseamnă că ne încadrăm atât în perioada de programare, cât ne sunt la dispoziție banii europeni, cât și din punct de vedere al nevoii de a avea un sistem modern. La acest program investițional
Fondurile necesare sunt alocate, sunt suportate în proporție de 75% grant de către Comisia Europeană. Acestea sunt regulile la ora actuală. 75% din fondurile europene grant, 2% unitatea administrativ-teritorială, 23% operatorul și bugetul de stat. Sunt fonduri care, prin analiza cost-beneficiu și toate documentele pe care consultantul le va elabora, vor fi stabilite în funcție și de suportabilitatea populației. Sunt elemente care vor fi avute în vedere în analiza care va face parte din aplicația de finanțare, anexă la cele de finanțare. Este un program, un grafic de activități ambițios. Operatorul Raja are experiență și a mai trecut prin astfel de situații. Am avut proiecte care, într-un an și jumătate de la inițiere, au fost finalizate și am reușit să, ca în termenele legale care trebuie respectate din punct de vedere al achizițiilor, al atribuirii contractelor și așa mai departe, s-a mers la minimum posibil și am reușit să implementăm, să derulăm, să finalizăm cu succes un astfel de proiect. Acesta este mai ambițios, dar și nevoile sunt mai mari și zicem că cu ajutorul partenerilor noștri, în primul rând comunitatea, care trebuie să înțeleagă că sunt niște greutăți și noi mai facem o glumă, conductele încă nu au fost inventate wireless, trebuie să săpăm pământul, că e ploaie, că e zăpadă, că e soare, n-avem ce face, trebuie să le băgăm în pământ și trebuie să săpăm șanțuri și este un disconfort. De asemenea, înțelegerea partenerilor de dezvoltarea proiectului, consultantul care trebuie să dezvolte un proiect, este nemajor, până în 50 de milioane de euro, dar este totuși de o anvergură care necesită timp. Cu atât mai mult, cu cât va fi greu să găsim conductele pe care trebuie să le reabilităm și alte situații pe care trebuie să le avem în vedere când se dezvoltă o aplicație, o documentație de atribuire a unei lucrări. Și, nu în ultimul rând, trebuie să subliniez sprijinul pe care deja ni-l acordă Autoritatea de Management din Ministerul Fondurilor Europene, care ne-a ascultat, le-am prezentat proiectul, ținta noastră și chiar a subliniat că este sigur că vom reuși și ne va acorda tot sprijinul. Este prezent aici reprezentanta Ministerului Fondurilor Europene. La Bacău avem organismul intermediar regional ca și structură în cadrul Autorității de Management. O să rog, poate în conferința de presă sau înainte, să ne zică două cuvinte, ca și pe reprezentantul consultantului județului Bacău. Cam acestea sunt legate de investițiile pe care le dezvoltăm prin programul operațional, Infrastructură Mare. Trebuie să adăugăm, nu în ultimul rând, și eforturile proprii ale operatorului Raja, care imediat cum a venit a procedat la un inventar de probleme și cu efortul cu surse financiare proprii, până în prezent am depășit 5 milioane de lei investiți pentru reabilitări, intervenții, dotări pentru Onești cu aparatură și echipamente moderne, lucrări de refacere a tramei stradale acolo unde a intervenit personal și de asemenea mulțumim domnului primar că ne sprijină în executarea, remedierea acestor defecțiuni și probleme pe care noi le întâmpinam și
ne acordă tot sprijinul în derularea într-un timp cât mai scurt, să fie disconfortul pentru populație cât mai redus, atât în ceea ce privește execuția lucrărilor, cât și lipsa de apă. Deci aceasta este legat de programul de dezvoltare al infrastructurii. La centrul zonal, domnul director Nant, domnul director coordonator, respectiv domnul Alexandru, șeful centrului zonal, dispune de această listă de investiții până la pe ce stradă urmează să executăm și ulterior, când vom atribui și contractele, și programul de derulare. Când, unde se execută, să știe fiecare că săptămâna viitoare pe strada lui se va, să nu-și parcheze mașina sau să nu se trezească că ajunge acasă și nu poate să intre pe stradă. Să cunoască din timp, în așa fel să eliminăm cât se poate disconfortul pentru populație. Centrul zonal vă stă la dispoziție cu informații suplimentare, atât în ceea ce privește unde vom dezvolta investițiile, cât și pe parcurs modalitatea lor de derulare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul director! Domnul primar, vă invit la prezidiu. Înainte de a vă ruga să spuneți câteva cuvinte, domnul primar de la Târgu Ovnea, vă rog respectuși pe noastră. Domnul primar Târgu Ovnea, domnul primar de la Stălin Moldova, vă iertați. 6 la 1, 5 jumate la 1. Aș vrea un singur lucru să întăresc din ce a spus domnul director de dezvoltare. Eforturile sunt extraordinare pentru ca timpul să fie cât mai scurt. Pentru aceasta, în momentul în care aplicația în întregul ei presupune multe contracte de lucrări, dar nu așteptăm să fie toate întocmite. Cum este gata 1, îl lansăm în achiziție publică. Banii nu-i vom primi decât la sfârșit, când toate contractele vor fi întocmite. Adică, vedeți aici, la sfârșitul lui aprilie, probabil vom semna contractul de finanțare. Dar noi nu stăm până în aprilie 2018, aprilie mai, ci deja din februarie 2018 lansăm licitațiile pentru contractele de lucrări. Astfel încât, vă rog frumos să fiți atenți la ultimul rând, astfel încât, până în data de noiembrie 2019, ultimul rând, tot programul de investiții să fie gata, inclusiv stația de epurare. Pentru aceasta, Raja va mobiliza resurse financiare proprii de multe milioane de euro ca să putem să plătim constructorilor avansurile care sunt prevăzute de contractele europene. Domnul director Preda vă spunea că am investit mulți bani. Tot programul este mare. Până astăzi n-am cheltuit 5 milioane de lei. Dar, de exemplu, numai în contorizare, pentru că orașul municipiu Onești va fi primul municipiu contorizat integral cu contor cu citire la distanță, numai în contorizare până astăzi am investit 5 miliarde de lei vechi. Tot programul de contorizare va suma 22 de miliarde. Toate astea sunt lucruri care vor fi constatate, certificate de o comisie din cadrul Consiliului Local Municipal al municipiului Onești. Deci totul va fi foarte, foarte transparent. Și cu asta închei, în momentul în care aplicația este gata, dar și în prezent, puteți să vedeți toate străzile care sunt prinse în aplicație, pentru apă, pentru canal, și dacă mai sunt probleme, mai facem toate eforturile ca să rezolvăm tot orașul. Este respectul nostru față de Consiliul Local al municipiului Onești, față de cetățenii municipiului Onești. Vă mulțumesc! Rog pe domnul primar. Ia cuvântul. Nu știu dacă funcționează. Bună ziua. La Raja totul funcționează. Da, interesant. Bună ziua tuturor. Bine ați venit la Onești. Mă bucur să fim împreună astăzi oneșteni, constanțeni, buni români. Oameni care știu, vor și fac bine pentru semenii lor. Vreau să vă spun că sunt foarte emoționat și mândru totodată.
Este un proiect care va rămâne în istorie, în istoria Oneștiului. Este un proiect la care am participat împreună cu colegii mei din Consiliul Local și pentru care eu personal m-am zbătut foarte, foarte mult. Nu m-am zbătut singur, mi-au fost alături oameni dragi, oameni care au înțeles că mai presus de orice trebuie să fie grija pentru om. Vreau să vă spun că în municipiul Onești de-a lungul anilor s-au făcut foarte multe lucruri bune, dar s-au făcut și foarte mari greșeli. E iată că noi, începând cu 1 iunie, îndreptăm o mare greșeală făcută oneștenilor. O greșeală care nu trebuia să mai dăinuie mult pe aici și facem ceea ce cred că era bine să se facă de demult. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu am făcut-o noi acum. Este mai bine, mai târziu decât niciodată. Dacă dumneavoastră cei de la Raja obișnuiți să spuneți Raja este compania mea, eu obișnuiesc sau spun sau voi obișnuiți să spun de astăzi încolo, Oneștiul este orașul meu. Este un oraș în care m-am născut, în care m-am educat, în care am crescut și un oraș care îi dau tot ce pot eu mai bun. Și cred că pot destul de mult să retăm oarecum demnitatea acestor oameni care se spălau dimineața 3 ore, seara 3 ore, mergeau cu bidoane să ia apă ca să bea, să-și spele copiii, să aibă grijă de gospodărie. Nu se mai poate trăi așa. Noi astăzi facem un lucru mare împreună și țin să mulțumesc tuturor celor care au înțeles că trebuie să facem acest efort. Sper că nimeni de aici și nimeni din Onești nu este supărat că ne iese treaba asta. O treabă care este foarte importantă pentru noi. Vreau să vă spun că nu cu surprindere, ci m-am bucurat să văd în Consiliul Local o atitudine care pe mine mi-a dat încredere că trebuie să merg mai departe în toate proiectele care mi le-am propus și toți consilierii locali din toate partidele politice, într-un moment foarte important pentru Onești, au înțeles că trebuie să fim uniți. Țin să le mulțumesc încă o dată acum și să le... Dacă nu s-au convins deja până astăzi, eu zic că în mare parte s-au convins pentru că mi-au și spus lucrul ăsta, s-au convins. Vreau să-i asigur că ceea ce voi face eu în acest mandat de... 3 ani au mai rămas de primar, voi face cu bună credință, voi face pentru oameni și voi face ceea ce este bine să facem, să ne dăruim timpul, sănătatea, tot ce avem noi mai bun pentru orașul ăsta care ne-a dat încredere, unii să ajungem primari, unii viceprimari, unii consilieri, alții angajații primării municipiului Onești și mai nou, un partener la care eu țin foarte mult, pe care respect din tot sufletul, este vorba despre Raja. Am descoperit cu mare emoție și cu bucurie să constat că în România mai există și oameni de bună credință. Nu că România ar avea o calitate umană, care poate fi contestată sau analizată dintr-un punct de vedere cu răutate, să zic cu rea intenție, dar oameni care... Uitați, lucrează pentru o companie de stat, o sumedenie de angajați, un număr foarte mare de angajați care se simt ca într-o familie, dar care au înțeles că în familie se muncește. În familie, ca să poți să ai ce să pui pe masă, în primul rând trebuie să muncești. Nu să doar să stai pe la conferințe de presă, să-ți pui povești, ci să chemi oamenii la treabă, să-i pui la treabă, să facă sacrificii, pentru că altfel, fraților, nu se poate. Nu vor reuși nimic, decât dacă înțelegem că trebuie să muncim și să fim eficienți la locul de muncă. Așadar, mă bucur că Oneștiul are o șansă mare în ceea ce privește această problematică cu alimentarea, poate și canalizare în județul Bacău. Îmi pare rău să văd acum, pentru că alții încep să aibă probleme. Eu nu mă bucur pentru cei care au probleme, din contra. Sincer, îmi pare rău. Țin să mulțumesc tuturor factorilor politici care s-au implicat în acest interval de timp, de când am demarat toată procedura cu Raja. Mi-au fost alături. Mă refer aici, în primul rând,
președintului de Consiliu Județean fost și actual, tuturor membrilor din Consiliul Județean, așadar, dragilor prieteni, stimați locuitori ai municipiului Onești, dragi invitați, eu vă urez multă sănătate, să vă dea Dumnezeu putere să faceți în continuare bine ce ați făcut până acum și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă mulțumesc mult! Domnule primar, Raja este o companie a cetățenilor, o companie publică, unei publice de stat și oriunde suntem solicitați, venim cu drag și cu respect. Dacă dintre domnii primari care sunt alături de noi dorește cineva să spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte, la Raja Constanța, pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Sunt onorat să fim astăzi aici. Am avut fericirea să vă cunosc, că dumneavoastră sunteți de puțin timp aici, dar ați vizitat orașul Târgu Ocna și ne bucurăm, v-ați interesat de situația alimentării cu apa orașului. Dumneavoastră vă cunosc, n-am avut aceeași fericire să cunosc directorul de la Crabacă, dar poate în viitorul an îl voi cunoaște. Noi suntem, sigur, noastră sunteți o companie mare, eu am adus discuții, vă cunosc că particip la întâlnirile de Patronatul Serviciilor Publice și vreau să spun că, lângă faptul că operați pe 8 județe, 150 de localități, sunteți buni pentru că ați înțeles să colaborați cu autoritățile locale și ați înțeles că dumneavoastră gestionați o resursă strategică apa și că trebuie să mai țineți cont și de cel care plătește, de limita lui de suportabilitate și de confortul pe care trebuie să-l creați. De aceea sunteți buni, nu numai faptul că sunteți și printre cei mai mari, dar și operați pe județe. Vreau să-l felicit pe domnul primar, să felicit Consiliul Local Onești, care a trecut prin multe greutăți, ani de zile, cu această problemă a apei, dar să știți că tot rău spre bine domnul primar și Consiliul Local, că după dezbaterile aprinse, să spun așa, și după necazurile pe care le-ați avut, îl văd aici pe domnul Lenaru, pe care îl salut și cunosc problemele cu care s-a confruntat și dânsul, pentru că în toată România au fost două societăți unde s-a privatizat regia locală, să spun așa, la Târgu Ocna și la Onești. La Târgu Ocna am avut norocul să cunosc mai puțin legea și am luat, pot să spun, într-o noapte și apă și canal și tot și am spus să mă dea ei în judecată. Domnul Lenaru, care știa mai multe decât mine, a zis, domnule, corect este ca instanțele să hotărască și tot s-a chinuit ani de zile și eu știu câte probleme a avut dânsul. Da, și de aceea vreau să spun că eu îl felicit pentru că a trecut prin multe. Și sigur, eu am avut norocul și din operator care a luat atunci o societate comercială, poate cu care n-a avut resurse pe care l-a avut operatorul care l-ați avut în asta. Una peste alta, eu vă felicit că ați reușit să încredințați această activitate un operator care este și membru Asociației Apelor, un operator bun și vreau să spun că am venit un pic aici și m-am uitat, vreo de zile nu are oricine capacitate de a face ce a făcut. Noi avem investiții, eu sunt membru, acționar și la Compania Regională de Apă, sunt și la DIB. Vreau să spun că am dat această gestiune a apei societății operatorului nostru regional, dar încă n-am avut ocazia să văd un grafic cu termene, cu lucrări bine stabilite și conturate, pentru că nu știu cât de locată din țară mai au, dar noi avem acum defazări la lucrări, tot ce am avut pe 2007-2012, și mă bucur să aud astăzi aici la Onești, când ne vom încadra și ne zice, 2014-2020, chiar terminăm investiții din 2019. Este interesant, am făcut o poză cu graficul ăsta, că noi cei care suntem mai vechi știm că așa erau investițiile cu grafici, acum nu se mai poartă chestiunea asta. Dar să mai vorbesc că acest master plan pe care l-ați reușit să pătrungeți pe POIM într-o lună de zile, noi avem mulți ani de când tot ne zbatem și tot se modifică acest master plan și nu știu până la ora actuală care sunt criteriile și cine va intra, cu cât va intra, cu câți kilometri de apă, cu câți kilometri de canalizare. Dar de aceea eu vă felicit, vă urez mult succes și sigur că trebuie să spun și ce ne leagă împreună cu Pârgăreștiul și Sălin Moldova. Noi avem nevoie de a doua sursă de apă pentru că
Nu este posibil ca în două stațiuni de interes național pe care le are județul Bacău, prin faptul că avem o singură sursă de apă, să stăm câte două, trei zile când vine turistul de la București sau știu de unde vine din țară și noi, cu trei râuri lângă noi, surse potențiale de apă, ca și noi, Tudru și Stănicu, să stăm fără apă. A avut un studiu care a stabilit clar că Stănicu poate să fie a doua sursă de apă pentru Stănicu, Târgu Ocna, Pârgărești, Târgu Sotul și poate și pentru Onești. Am dat acest studiu Companiei Regionale de Apă, care ne-a răspuns că nu este oportună a doua sursă de apă. De-aia vă felicit, domn președinte, și pe domnul director de la dezvoltare și pe domnul director zonal, că ați înțeles că nu se poate fără a doua sursă de apă, pentru că așa este corect, având în vedere că trebuie să avem permanent apă. Și una din obligațiile contractuale este aceasta. Mulțumesc, vă felicit, aveți tot sprijinul și sperăm într-o colaborare, cel puțin pe această sursă de apă, dacă nu și pe alte proiecte și noi. Mulțumesc, domnul primar de la alte stațiune de interes național, de la Stănic, Moldova. De interes național major. Mulțumesc, domnul director general, mulțumesc, domnul primar. Domnul director m-a invitat, trebuie să recunosc, dar domnul primar este gata. Vă salut pe toți. Sigur, s-au spus multe, eu vreau să vă spun despre asta din Moldova. Avem sursa noastră de apă și am fi foarte bucuroși dacă am reușit să o distribuim, cum trebuie, la calitate și la toți cetățenii. Din nefericire, sunt situații în care turiștii noștri sunt afectați de această lipsă a apei. Din ce în ce mai puțin, pentru că am reușit să luăm câteva măsuri așa de extremă urgență. Dar avem 2500 de turiști, 2500 de paturi active. Acum vă dați seama că dacă acasă te poți gospodări să-ți mai reții niște apă într-o găleată undeva, un turist vine cu geabantanul, cu câteva bagaje și nu este posibil și nu este corect să fie deranjat de acest disconfort. Despre Stănic Moldova, noi avem un avantaj că nu suntem membri, nu suntem asociați la CRAB, asta este un avantaj. Suntem acum delicitați, să spun așa. Avantajul nostru este și faptul că a venit un concurent pentru operatorul nostru regional și întotdeauna când vine concurența, sigur că o să dea naștere la plusvaloare. Asta este o regulă de bază a competitivității și ne bucurăm că Raja Constanța, o firmă românească și de stat, a venit la Bacău, în județul Bacău. Ar fi fost mai delicat așa dacă discutam cu nemți, cu austrieți sau cu francezi, că sunt companii care au făcut proiecte, din câte știu eu, pentru județul Bacău, dar sigur o companie românească cunoaște mai bine specificul și obiceiurile noastre românești, care au fost și scoase în evidență aici, cum faci un bypass la apă, cum mai furi ceva curent, cum mai faci ceva ca să nu plătești. Trebuie să înțelegem cu toții că astăzi nu se mai poate așa, pentru că de fapt ne furăm căciula de la unii la alții și sigur, metodele moderne de depistare al acestor furturi și tehnologia a evoluat și vom reuși și noi să rezolvăm problema furturilor. Nu vreau să lungesc vorba, sper din tot sufletul ca întâlnirea de astăzi să fie un moment în care ne putem așeza la masă toate localitățile și să discutăm foarte aplicat pe viitorul, pe strategia de dezvoltare localităților noastre și, bineînțeles, această utilitate să fie abordată ca prioritate, pentru că este și element de siguranță a cetățeanului. Sigur, apa este vitală. Mulțumesc încă o dată și aștept la Stănic Moldova să discutăm la fața locului despre specificul nostru și eventuala colaborare. Mulțumesc! De la Pârgărești. Da. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și nouă pârgăreștenilor. Din ceea ce am văzut aici, am înțeles că cine vrea poate, așa că și noi pârgăreștenii dorim să avem apă curată 24 din 24, să avem rețea de canalizare, că deocamdată nu avem, și să nu plătim acele amenzi care vor veni de la anul. Așa că
dorim să facem și noi lucruri bune și vă așteptăm cu drag să vedeți ceea ce puteți să faceți și pe zona noastră. Vă mulțumesc! Domnul primar de la Târgu Trotuș. La întâlnirea precedentă era doamna viceprimar. M-am speriat. Bună ziua, mulțumesc domnule director, domnule stimați colegi primari, doamnelor și domnilor invitați. Mă numesc Adrian Paul Forcu, sunt primarul comunității Rotuș la primul mandat. Un primar atât de tânăr și atât de îmbătrânit de problemele preluate. Domnul primar de la Onești este același coleg de suferință de la bun început din anul 2016, când am preluat mandatele cu datorii imense, fiind zbătându-ne, practic, și doamna primar de la Părgărești, zbătându-ne în aceeași problemă comună. Am să-i mulțumesc domnului Cezar Oteanu aici de față. El a adus prima oară discuția de Raja. Mi-a adus un asemenea formular la mine acasă, acum câteva luni, și am zis că Raja este scăparea noastră. Eu unul am deținut recordul la nivel de comună sub 6.000 de locuitori cu datorii de 3.700.000. Am stat aproape o lună fără apă, pe timp de iarnă. Nu ne-au înțeles, n-au vrut să mă înțeleagă. De aceea am spus, când am auzit de Raja și am văzut ce este capabilă să facă Raja, am zis că da, o să trebuiască, și chiar l-am sunat pe domnul primar, i-am cerut detalii, respect seriozitatea dumneavoastră. Se vede că într-o lună sper să vedem, să ne adunăm și la întâlnirea de un an. Și mai devreme. Sigur, sigur, sigur. Și aveți toată deschiderea noastră. Vom colabora, vom face totul. Problema principală în momentul în care ceva nu merge bine, primarul e de vină. Clar. Și ca lucrurile să se decurgă normal, pentru că apa înseamnă viață, sper să colaborăm pe viitor, un viitor împreună. Vă mulțumesc frumos! Vreau să mulțumesc domnilor primar pentru aprecierile pe care l-a adus companiei noastre. Cu siguranță nu o să ne facem de rușine și tot ce am scris acolo, vi le-am dat și în mape, toate datele astea, așa că ne puteți controla. Eu vreau să vă spun că toate vor fi puțin mai devreme. O să vedeți că așa va fi. Aș vrea totuși să mulțumesc mult de tot, pentru că sunt doi oameni cu deschidere, domnului vicepreședinte al Camerei Deputaților, domnul Vlase, domnul senator Benea, care au sprijinit intrarea unui nou operator regional în județul Bacău, admițând concurența. Pentru că dacă astăzi este un operator regional puternic care concurează Crabul în județul Bacău la el acasă, se datorează mult celor doi oameni care au sprijinit acest lucru.